Bună ziua și bine v-am regăsit la TVR Sport Special. Stăm astăzi de vorbă cu Andrei Prepeliță, mijlocașului FC Argeș și fost triplu campion național cu FCSB. Te salutăm, Andrei. Ce faci? Cum ai trecut de această perioadă nebună și cum te pregătești în aceste momente? Bună ziua! Nu pot să spun că a fost foarte greu. Am avut privilegiul să stau la curte, adică stau locuit la curte și am putut să stau în aer liber. A fost o perioadă plăcută, ținând cont că de la 14 ani sunt plecat de acasă și tot pe drumul și cu fotbalul în cantonamente. Mi-a prins bine să stau alături de familie, de copii. Cum ți-ai menținut tonusul fizic și ai luat kilograme? Nu am luat. Am improvizat, am avut câteva materiale, le aveam deja cumpărate și am improvizat, am lucrat, am ieșit și am alergat, am făcut și ceva alergări în jurul casei, cum permitea ordonanța, 5 minute maxim de casă, m-am mișcat, am făcut câte ceva. Cum sunt antrenamentele acum cu echipa? Da, am început de o săptămână antrenamentele cu echipa. Nu e o perioadă tocmai plăcută, să spun așa, pentru că nu putem să ne antrenăm la comun. Ne antrenăm în grupuri de patru, pe câte un teren, de la diferite ore. Mâncăm în cameră, nu avem voie să ieșim. Nu ne convine situația asta, ținând cont că toate măsurile luate în ultimul timp, adică lumea a început să ia, să se relaxează, așa să spun, toate măsurile, dar noi suntem, cred că, singurii care suferim. Suntem, practic, într-o carantină, stăm închiși aici și nu e plăcut pentru un fotbalist, pentru orice om. Am văzut în sensul acesta că se fac demersuri ca să dea niște legi să ieșim, pentru că nu e normal, adică din moment ce ne-au testat și suntem negativi, am făcut toate testele, toate cele, trebuie să ne antrenăm la comun și să fim lăsați să mergem acasă. Cât de greu este să fie respectate toate aceste măsuri? Am văzut că și Liga Profesionistă a instalat un set de măsuri, nu se va putea sufla nasul pe teren sau nu se poate scuipa sau nu se poate arunca apă și așa mai departe. Sunt niște reguli destul de greu de respectat pentru un fotbalist. Da. Lucrurile astea, părerea mea că, nu știu, pentru un fotbalist sunt foarte greu de respectat. Pentru că în timpul unui meci, mai ales în perioada asta când se joacă, sunt programate meciurile acum, luna iulie, vă dați seama ce căldură să fie. Cred că nu o să jucăm toate meciurile nocturnă. Mai aveau puțin să ne interzică să și transpirăm. Ce să spun? Nu. Sunt niște măsuri așa care n-au nicio logică, inclusiv aceea, să nu dai mâna înainte de meci, să nu... Astea sunt, în timpul meciului se întâmplă, fotbalul e un sport de contact și la cornere trebuie să-ți marcheze adversarul, n-ai cum doar prin contact om la om, să spun așa. Deci n-ai cum să intervii niște lucruri din aia. Da, probabil că așa sunt cerute de cei de la sănătate, alte chestii, dar părerea mea că nu pot fi respectate. Cum ai văzut probabil și tu în campionatul Germaniei, le-au spus să nu se bucure împreună, dar bucuria unui gol. E... Da. Cum ai primit vestea acestui play-off? Ceva neașteptat? Sunteți în play-off? Cum vezi tu toată această nebunie? Că unii au fost de acord, unii nu. Era normal să fie, nu puteai să-i mulțumești pe toți. Dar sunt 5 meciuri, cine e mai bun va promova. E o luptă strânsă, spun eu. Sunt echipe bune în Liga 2, echipe cu tradiție care merită să fie în Liga 1 și cred eu că ar da culoare Ligii 1. Pe cine vezi favorită la promovare? Ce echipe crezi că vor promova? Nu pot să spun. Toate, în afară de UTA, care are un avans mai mare, celelalte echipe sunt la de egalitate sau despărțite de un punct. Deci orice se poate întâmpla. S-a iscat și un mic scandal legat de antrenamentele celor de la Rapid. Am văzut că și echipa ta a făcut un demers. Spunea că
ar putea chiar să iasă din campionat dacă nu se respectă regulile. Tu cum ai privit toată această Nu, asta nu mă interesează. Nu mă privește pe mine și nu mă interesează. E treaba lor. Conducerea poate să vorbească pentru că ei trebuie să vorbească. Noi, jucătorii, trebuie să ne pregătim și să mergem pe teren să jucăm. Ce ar însemna pentru FC Argeș să revină în Liga 1? E o echipă de tradiție, o echipă cu suporteri frumoși? Da, cred, cum ți-am spus, fotbalul românesc are nevoie de asemenea echipe, echipe care în trecut au state vechi, au jucat în Liga 1, au participat în cupele europene. Cu atât mai mult FC Argeș a fost o pepinieră pentru fotbalul românesc, a dat foarte, foarte mulți fotbaliști echipe naționale și celorlalte echipe. Cred că va fi un plus pentru Liga 1. Vreau să te întreb și de Liga 1. Cum ți se pare că arată fosta ta echipă FCSB și ce șanse crezi că are la campionat? Ei arată bine. Adică au o echipă cu jucători talentați, jucători bine cotați. Acum cred eu că le trebuie un campionat, să câștige un campionat și pentru moral și pentru ce vor face mai departe. Le va crește prețul. Va fi bine pentru CV-ul lor să câștige un titlu, dar este o luptă strânsă pentru că CFR-ul în ultimii ani a arătat forță și pe planul Ligii 1 și pe plan european. Tu ai trăit foarte multe momente frumoase acolo, ai luat campionatul de 3 ori, ai debutat în Champions League de acolo. Care este cel mai frumos moment al tău petrecut în tricoul roșu-albastru? Păi, fiecare titlu a avut frumusețea lui, ne-am bucurat de el. Am avut 4 ani frumoși, în afară de primul an când am ratat titlul, am ieșit pe locul 2 și am avut și o accidentare mai gravă. Am trăit momente frumoase. Ce crezi că aveți voi și nu are actuala generație care ratează titlu după titlu? Da, nu vreau să fac comparații pentru că nu e bine. Fiecare generație cu plusurile și minusurile ei. Așa se făcea comparații și între noi și generația dinainte care au ajuns până în semifinalele Europa League sau cum se numea atunci Cupa UEFA, da? Așa, deci nu vreau să fac comparații. Fiecare are plusuri și minusuri. Cred eu că după performanțe la final se poate trage linie și se pot vedea. Ai jucat într-un meci istoric, un meci de tristă amintire, cel cu Ludogoreț. Ai și înscris atunci la penaltiuri, dacă bine mi-amintesc. Apoi te-ai transferat la Ludogoreț. Cum a fost să fii coleg, de exemplu, cu Moții și cu câteva luni în urmă să fii adversar cu el în acel meci istoric? Da, am ratat acel meci pentru că am pierdut acel meci la penaltiuri pentru că n-am avut așa un gram de noroc în meciul ăla, parcă toate s-au întâmplat. Adică de la golul primit în minutul 90 la ei, în condițiile în care noi avusesem până atunci ocazie să închidem meciul, un gol foarte greu de executat, un gol din volei imparabil, a trecut mingea exact pe unde rămăsese singurul loc liber, să spun așa. Apoi în prelungiri, în ultimul minut de prelungiri, dacă nu mă înșel, chiar eu i-am dat pasa lui Varela, care a plecat din spatele meu pe contraatac. Nu venea să crezi că l-am văzut cum pleacă, i-am pasat, a trecut de portarul celorlalți de la Dugărești și când se înscrie la faultat. Adică și atunci dacă marcam, eram... Apoi a urmat ce a urmat. Din câte mi-amintesc, au ratat ei primii, chiar marcatorul golului Vanderson a ratat și asta a fost istoria. Apoi, la un an de zile, eu am rămas liber de contract. A fost alegerea mea să nu mai continui și am avut mai multe oferte, dar m-a atras, să spun, nu era foarte departe de casă și
eram sigur că o să participăm și, adică participam și în cupele europene, îmi doream, pentru că venea urma campionatul european și vreau să fiu la o echipă care joacă pentru titlu și în cupele europene. Și am câștigat titlul și cu ei. Am participat la campionatul european, deci mi-am îndeplinit, așa să spun, obiectivul. Ce sentiment aveai când vedeai pe acolo poze cu moții și tribuna care îi poartă numele? Era un pic ciudat? Da, era un pic ciudat, vă dați seama, pentru că... Vă dați seama, era cea mai mare performanță a lor, se legau de lucrul ăsta și dacă nu mă înșel la un meci de preliminarii Champions League, ne pregăteam, eram acolo și filmulețul motivațional era meciul contra noastră, contra... Dai seama, nu cădea chiar bine, dar suntem profesioniști și ne facem treaba acolo unde mergem. Au urmat și perioada din Rusia, te-ai simțit bine acolo, ai avut și meciuri în Champions League, ai întâlnit adversari grei de la Bayern München, de la Atletico Madrid. Da, o perioadă frumoasă în Rusia, chiar m-am simțit foarte bine. Aveam o echipă foarte bună, am ajuns cam târziu, ei aveau deja echipa formată, eliminaseră în preliminarile pentru Champions League pe Anderlecht și în play-off pe Ajax, care Ajax avea echipa, copiii ăștia care au venit acum anul trecut și au făcut ce au făcut. I-a eliminat 1-1 acolo și 4-0, dacă nu mă înșel, la Rostov. Deci avea o echipă foarte bună. Și după aia parcursul nostru în cupele europene. Am reușit să ieșim pe locul 3 după Bayern München și Atletico Madrid. Am lăsat PSV-ul acasă și am jucat mai departe cu Sparta Praga, dacă nu mă înșel, am bătut 7-1 la general și apoi a urmat o dublă foarte, foarte frumoasă cu Manchester United, unde am făcut 1-1 la noi și am pierdut 1-0 în ultimele minute la Manchester. Ai întâlnit adversari precum Lewandowski, Ribéry, Ibrahimovic și, nu știu, de-a lungul carierei, cine te-a impresionat cel mai mult? Da, așa, ca și depinde de calități acum, da. Ca și tehnicitate, cred eu că cel mai tehnic jucător care l-am întâlnit a fost Douglas Costa. Juca la Bayern München, adică era foarte greu. Știam, jucase contra lui într-un meci amical cu Shakhtar pe vremea când era în Ucraina. Ca și tehnicitate, da, știai unde o să dribleze, dar era greu să intercepteze. Ca forță și tehnicitate, așa să spun, jucători foarte solizi care nu puteai să le iei mingea, Pogba și Ibrahimovic. Trecând și la capitolul echipă națională, ai spus de turneul final pe care l-ai prins, ai fost titular în două partide. Cum a fost pentru tine să ți se cânte imnul la un turneu final? Da, a fost cum ți-am spus, a fost un vis pe care l-am avut de mic, să particip la un turneu final, adică mi-am fixat câteva obiective așa să le îndeplinesc în cariera de fotbalist și cred eu că a fost cel mai frumos. Adică am jucat și în Champions League, grupele Champions League vreo 10 meciuri, dar ca la turneul final Euro așa și ca organizare și ca tot și ca cum te simțeai, a fost ceva superb, mai ales că am deschis și turneul final. Și a fost foarte frumos. N-am jucat multe meciuri la națională, cred că am în jur de 16 meciuri, dar am jucat în calificarea în care am fost sigur de calificare, adică am dominat, așa să spun, chiar dacă am pierdut primul loc contra celor din Irlanda. Dar turneul final a fost ceva bun, chiar dacă putea să fie și mai bun. Pentru că dacă învingeam Albania, mergeam noi mai departe și lăsam câștigătoarea acasă, pentru că Portugalia a mers, dacă nu mă înșel, cu 3 puncte. Mai departe, datorită nouă, că am pierdut contra Albaniei. Spuneai de sentimente, de organizare. Ce te-a impresionat cel mai mult la acel turneu?
Da, a fost o sărbătoare așa, faptul cum am plecat, cum am fost primit, cum tot, organizarea, e, cum am fost păziți. Bine, asta datorită lucrurilor care se întâmplau în acea vreme, era teama asta împotriva atentatelor și eram foarte bine păziți. Aveam două autocare același, acele identice, unul ne ducea la antrenament, unul era blindat, ne ducea la meciuri, adică organizare la nivel înalt. În încheiere vreau să te întreb cum ți se pare acum echipa națională și dacă crezi că poate ajunge la turneul final pe care îl organizează și Bucureștiul. Eu am încredere în băieți, am încredere în noul staff care a venit. Îi apreciez foarte mult și pe Mirel și pe Nico, pe Dică. Cred că poate să facă o treabă bună. Cred eu că cel mai dificil meci este primul. Am avut câțiva colegi din Naționala Islandei și sunt jucători buni. Cred eu că ăsta e meciul de baraj. Apoi, între Ungaria și Bulgaria, se echipe cam de același nivel cu noi, poate. Nu știu, nu i-am urmărit în ultimul timp, dar din ce știu eu, când jucam în Bulgaria, nu aveau o națională de speriat. Iar cu ungurii, când am jucat cu echipa Ungariei, când am jucat în preliminarele pentru calificarea la Euro 2016, nu ne-au pus nicio problemă. La București am făcut un egal, așa a nimerit Giugea cu o lovitură liberă, în rest n-au contat, iar la ei la fel. Au apărat și, din păcate, noi n-am putut să marcăm, dar nu știu ce s-a schimbat în ultimii ani. E posibil să fie promovat alți jucători, să fie schimbat generațiile, dar cred eu că primul meci e cel mai greu și dacă vom trece de el, sunt convins că ne vom califica la turneul final și ar fi bine pentru fotbalul românesc. Ai trăit un euro pe pielea ta, cum ar arăta un euro cu România chiar să joace pe arena națională? Îți imaginezi așa cum ar arăta străzile și orașul? Îți dai seama, o sărbătoare. Românii sunt alături de echipa națională, au fost și în străinătate, când la toate turneele finale, știi că am avut o galerie foarte mare, un număr foarte mare de români pe stadion. Îți dai seama, în România, dacă pe Național Arena ar fi un meci România contra alte țări, cred eu că va fi sărbătoare și ceva foarte frumos pentru fotbalul românesc. Mulțumim mult de tot, Andrei, pentru amabilitate și multă baftă în continuare cu echipa ta. Și eu vă mulțumesc. O zi bună. La revedere. Mai bine. La revedere.